Bună tuturor! Astăzi este ziua în care începem acțiunile în European Fertility Week. Diseară avem marele spectacol de la Fântâna la Viața Universității, iar eu, în această dimineață, după ce am aranjat de la 4 dimineața diverse detalii organizatorice, am venit să mă vaccinez antigripal și n-am venit singur, am venit cu fiica mea. Anul trecut am fost convinsă că o să scăpăm, că o să trecem prin picături cam fiecare an și că nu o să ne îmbolnăvim. Însă, colega Larei m-a sunat, mama colegei ei, și a spus, fiica mea are gripă A. Am întrebat dacă s-a judecat cu respectiva fetiță și mi-a răspuns, a fost da. Ei, și închipuiți-vă că Lara a făcut gripă A și nu a fost deloc agreabil pentru noi. Între timp, doamna doctor ne așteaptă să intrăm în cabinet să facem vaccinul. Mergem, Lara? Da. Ia-te, mama. Vezi? Ce cutie frumoasă are? E ca la bomboane. Vin, mă așez lângă tine, da? Haideți. Hai, te mă așez aici. Acolo ai să-mi dau. Nu mă are doze, da? Ia. Hai, mami, e gata. Și n-are nimic. Da? Uite. Sunt două doze. O jumătate e pentru o nară și o jumătate pentru cealaltă. Da, mami. Ne jucăm? Ne jucăm? Cu doamna doctora Adriana Mihalaș? Hai. Asta e nara, da? Hai. Hai, mami. Hai. Pac. Gata, mami. Ați luat? Mai am un pic. Mai avem și pe cealaltă nară. Ați luat? Hai, și pe cealaltă nară. Hai. Gata! Asta a fost tot! Ia uite, mami. Ce face mama acum? Uite, mă desinfectează doamna doctor. Un pic. Da? Văzut? Ce faci, mă, ții tu ca să nu cumva să mă doară? Să nu fug de pe masă? Da. Ei, n-am zis. Băi, dar chiar nu simți nimic. Deci era foarte simplu și asta. Dar probabil că ți-ar fi fost un pic mai mult de frică. Dacă punem în loc. Da. Dă-mă tampon. Super! Asta a fost absolut tot. Adică am scăpat nu de vaccinare, am scăpat de amenințarea gripei în iarna asta. A fost complicat? Nu? Super!